Și vreme de primăvară, cred că ar fi bine să punem arpașica. Azi e 1 aprilie? Vrei să mă păcălești? Da, mi-a arde de glume. Oricum, 1 aprilie nici nu mai are farmec. Lumea te minte în fiecare zi. Dacă adevărul doare... Hai în grădină, câtă-s veșenie sunt grădini și iară zici că suntem niște puturoși. Ori punem, ori nu punem, tot de puturoși ne au. Hai mai bine să ne învârtim puțin prin grădină, să ne facem că muncim. Chiar o sună pe mama soacră, că-i pârloagă în grădină și că n-a răsat de nimic. Să sune, nu mai pot eu de asta. Tu poate nu, dar mie mi s-a acrit sufletul de soacră și n-am nevoie să ne vin în vizită să mă amărască și să mă comande și să fac în fiecare zi. Fă și ea, nu fă și ea. Aici nu-i bun și ea nu-i bun. Ia uite baba furisită, să faci că lucrează. Du-te tu în partea aia de grădină că eu rămân aici, în stânga, și mă fac lucrez. Să nu stăm amândoi grămadă, zic lumea că lucram și noi în tot grădina. Hai că mă duc să mă fac culeg niște urzici pe acolo și astfel și zici și băbătia. Doamne ajută, mamaie! Ia uite, baba furisită, cât îi zici lui bărbățelul meu, iar îi faci cap calendare. Dar și eu îți plăti la zi, lucrez și eu când vreau. Și voi munceați mult, stăteați numai la coadă câte jumătate de zi. O, vecina, ce mai faci, dragă? Ai ieșit la pus arpacica singurică? Bună, vecine! Nu singur, nu-l vezi pe urecheatul că vorbești cu băbătiaia? Acolo, în fundul grădinii, îl vezi? A, da, acolo am văzut. Dar cu ce te mai ocupi, în rest? Nu prea te-am mai zărit așa în orizont. Am fost cam ocupată să fac bani. Ei, auzi, și ce faci tu mai exact? Fac orice pentru bani, vecine. De la sex la avioane. Dar nimeni nu prea mai este interesat de aviație. Cât a stat voi la coadă, așa stăm și noi pe telefon. Te duceai la coadă, e ca și cum intrai pe TikTok. Mergeai la altă coadă, alt TikTok după refresh. Nu știu care era mai bun, dar timpul era consumat degeaba și pe atunci. Ce, babătie? Zici că eu cocoșam munca în perioada aceea. Lasă că șpelă cocoșat scriul în dreaptă.